Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm un Farming Simulator 19 și știu că nu mai zis chestia asta de vreo o săptămână și ceva, în fine. Știu că v-am promis că fac episoade mai des de farming, dar sorry, deci, na, se mai întâmplă, în fine. Ok, sper că se mișcă mult mai bine și mi se pare că se mișcă mult mai bine farming-ul, nu știu. Cred că are el o zi mai bună, I don't know. Dar sper să miște așa mai mereu. Ok. O să vă zic și motivul de ce postez așa de rar farming. Ok, vreau să ridic nebunia. Stai. Așa, și care gen ăsta o ridica ori... Mau, deci nu mai știu. Deci nu mai știam care ridică. Ok, se vede că n-am mai jucat de foarte mult timp farming. De asemenea, băieți, să nu uitați voi sub butonul de like în caz că vă place această serie și vreți să postăm mai des, fiindcă înainte puneam câte vreo două episoade pe zi. În fine, nu contează asta. Ok, pe scurt, facem o mică trebușcă, așa cum ziceam eu pe vremuri, când jucam farming mamă la sânge. Bun, deci, mamă, câta zonă avem! Lol, my friend, lol, ok. Interesant. Ok, 15, vreau să văd pe 15, ups, nu aici. Mamă, deci chiar mi-era dor să joc un farming, trebuie să dăm cu proud, ok. Da, vreau să văd dacă am pe aici un plower destul de mare. Deci, v-am zis, eu încă nu știu toate utilajele, vreau să iau tractorul ăsta. Bam. Și cred că ne cumpărăm noi un plower mai mare, fiindcă știți că modurile pe care le-am băgat eu sunt monstruoase. Care era shop-ul. Gata, mi-am adus aminte de shop, ok. Plower. Să zic că le-ar fi pus cam pe aici, da mă, auto-l. Ok, ăsta care evident o să-l închiriem, că nu ne trebuie nou atâta. Dar înainte să-l închiriem, vreau să duc, să mă duc o fugă până acolo. Să văd cum e cultura. Știu că încerc să o fac așa, puțin mai pe... Am o mașină, mă. Oh, shit, my friend, am făcut atunci review-ul ăla la mapă. Oh, shit, my god, ok. O luăm așa frumos, nu contează. Hut, aoleu, Mike. Hai că facem, pică mașina peste noi, fuck that, ok. Să zicem că nu s-a întâmplat nimic. Vreau să mă rescoleacă harta. Da, nu se poate așa. Nu se poate așa, ne dăm jos. Ups, așa, ne dăm jos. Ne ducem aici, bam, reset, pac, și acum vreau doar un tab sau, nice, acum vreau să văd, deci sunt aproape de casă, sunt relativ aproape de casă, n-am ce să zic, pot să ies și prin spate, apare nu pot să ies prin spate, sorry, nu m-am gândit la chestia asta, bam, ok, what the fuck, aici se aude ceva, suspect. Nu știu ce se aude, dar fine. Mă, pe unde ies? Uite pe aici. Se vede că nu știu harta, adică mă scuzați pe mine. Apropo, harta se numește Hofbrun, în caz că nu știți, aveți un link în descriere. Și de asemenea, în descriere găsiți și un link către Discord, acolo dacă vreți să vorbim una alta despre farming sau să vă, nu știu. Să vă mai dau un mod, ceva, adică, păi mei, știți ce zic? Vreau să mă duc la 16. Văd că pe 16 avem nimica. Ok, trebuie să aducem plourul. Și vreau să mai mă duc și pe la terenul 15. Parcă pe 15 l-aveam, sincer să fiu. I don't know, nu mai știu. Văd că OBS-ul astăzi merge destul de ok, dar nu știu. De obicei OBS-ul, nu știu cum să vă zic, adică și mai aveam o serie în care mergea în super lag, dar eu când mă jucam, mergea super bine, știți ce zic? Adică mă jucam ok, dar filmarea pe care o făcea OBS-ul era puțin cam ruginită, să zic, I don't know. Ok, ignorați că am dat în mare pom. Ok, aparent, asta are, aparent are coliziune lampa aia. Ok, bun. Hai să ne luăm acel disc care ne trebuie. Ok, evident că o să-l închiriem, știu că v-am mai spus chestia asta, hai să închiriem, cât e? 6.000. Ha, avem la bani de, n-avem ce face cu ei, ești nebun? Ok. M-aș duce contractor, fiindcă nu este destul de departe.
Dar nu știu cu care, că eu nu prea îmi cunosc așa de bine tractoarele. Tractoare, mamă. Păi, hai să-l iau pe ăsta, că dacă tot l-am scos, uite pe ăsta, zic. Și mergem repede o tură până acolo, o luăm și... Dar aș putea să fac o manevră. Și când zic manevră, aș putea să fac chestiuța asta. Ia, bam, 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 bam. Și dau un shift tab. The fuck that. Aici mai aveam și greutatea. Stați așa. Ca să nu o pierd prin bază, că după e cam pârnaie. Știți ce zic? Știți ce zic? Ok. Bun. Și ce să mai vorbim noi una alta despre farming până ducem nebunia acasă? Deci, hop așa. După cum știți, harta, dacă nu v-ați uitat la review, aveți tot. Mi se pare că, na, dați niște episoade în urmă, îl găsiți și pe acela. Harta este destul de bună și mă refer când zic destul de bună, este bună în sensul că îți dă utilaje super fucking calme, adică îți dă pentru orice. Adică dacă vrei să te apuci acum de asta, de... stai mă, cam un lapsus, stai așa, stai așa, de bumbac. Mi-am amintit. Dacă vrei să te apuci de bumbac, ai utilaj pentru bumbac și mă refer la acea combină care îți face bumbacul. Bumbacul, ok. Să zicem că n-ați auzit nimic. Mamă, din interior, neanicule. Știu că nu merg oglinzile, știu chestia asta. Aoleo, are loc ăsta, mă, de mine? Aparent a avut loc. Ok, interesant, interesant. Mă, terenurile sunt puțin cam... nu prea sunt ele cele mai pătrățoase, de aceea o să trebuiască să le găsim un anumit sens. Sens. Nici nu știu cum să le spun. Vreau să fac un... stați așa, landscaping. Ok, ai cum mi-am amintesc că ești nebun, îmi mai amintesc. Bă, nu aș tăia toată chestia asta, fiindcă... nu știu cum să vă zic, dar e o parte destul de mare, deci... holy fuck, deci nu pot, știți ce zic? Adică, totuși, totuși, hai băgăm aici un... ok, am avut acolo niște lăguleanu, e un H. Vreau să văd cam până unde se duce. Că ăsta este cel mai mare disc plower, plower să zic, cel mai mare plower pe care l-am găsit eu ca mod. Ok, haide mă. Hai să vedem. De asemenea, băieți, what? What? Vă că alunecă. Bă, nu zic că n-ai destulă forță să-l tragi. Pare tare, dar se duce prost. Hai să-l fac, uite așa, ceva de genul. Ok, bă, deci patina ești nebun? H. Ia. Păi ești prost? Ok. Văd că acum s-a pus bine, s-a poziționat bine. Și este o hartă de aia în care... adică am jucat o dată pe o hartă în care dacă te puneai... nu se pune, adică cum te-i duce tu, el nu se îndrepta, se ducă drept sau așa. Deci, în fine, nu știu cum să vă explic, dar cred că v-ați prins unii dintre voi. Așa că, thank you. Ok, bun. Aș mai fi luat un plower. Dar... o sârmică, nu știu. Aș veni după cu un alt utilaj și aș pune în spatele lui ăsta, adică să pun semințe. Semințe și nu știu ce să planteze mai exact, fiindcă avem destul de multe opțiuni pe harta asta și terenurile sunt mari, chiar sunt mari. Nu știu ce nenicul meu. Nenicule? Ăsta cred că a băut de dimineață, bă. Să mor. Stai așa. Stai. Unde e mă? Unde e mă? Unde e mă? Fuck it. Uite aici trebuia. Bam. Și dacă mă întrebați de ce l-am făcut să dispare, pentru că... what? Se mișcă ciudat, man. Se mișcă ciudat. Holy fuck. Holy fuck. Ok. Hai să ridic. Deci, am ridicat ăla. Nu știu care e faza, dar chiar nu știu. Deci, uite, ar trebui să... oh, shit, mă, man. Oh, shit, mă, man. Păi, da, l-am ridicat. Nu l-am ridicat, aparent. Ok, mersi, F1. Pup, pup. Ok, oricum trebuia să fac o nebuneală. Păi, da, eu l-am ridicat, man. Știu că mai era X-ul care făcea chestia asta, dar în fine... ce scoate praf? Wow. Ok. Ok, este interesant. Nu știu care e faza.
Chiar nu știu care e faza, în fine. În fine, puțin noob azi, băieți, puțin noob. O să rămână partea aia nefăcută, dar... Sorry. Nu toate sunt perfecte. Ok. Hai să ne luăm un tractoreanu, un alt tractoreanu și să luăm seeder-ul care... Seeder, habar n-am pe unde se află. Seeder, care trebuie să fie în fața cu alea. Ups, 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 s-am zgâriat alea că tractor... sincer, pot să intru pe acolo, mă? Ne, nu pot. De fapt, aș putea, ia stați, hai să ne complicăm alea că... Fiți atenți, fără să mă lovesc. Fără să mă lovesc, sunt zeu. Ah, aproape. Aproape, ești nebun. Holy shit, ok. Băieți, să vă reamintesc încă o dată de acel butonaj de lăiculeț, fiindcă... Să mortu că era pe... Ai dă capul meu. Ai dă capul meu. Un F în chat, băieți, un F în chat. Mă simt prost și noob. Mă simt fucking prost. Mamă, dar se mișcă ciudat jocul. Nu știu cum să vă zic. Nu știu cum să vă zic, dar se mișcă ciudat rău. Nu știu care e faza, în fine. Că văd că un utilaj se mișcă destul de ok. Hai să mă duc, uite, așa. Ok. Nice, 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 nice. Bun. Vreau să văd cum îl iau pe ăla din spate. Ok, da, destul de banality, cum ar spune, dar nu știu cum să-l iau pe ăla. Stați așa, să-l scop pe ăsta mai întâi. Bam, așa. Puțin cam plictisitor azi, băiți. Puțin cam plictisitor. Bă, ce capacitate are piticania asta? Nu știu, mi se pare mică, rău, nu știu. Nu știu, o să ne le cumpărăm niște utilaje mai mari, dar vedem după. Bam, așa. Da. Interesant, trebuia să dau eu plorul off-camera, adică, na. Se mai întâmplă să nu... Adică eu știam chestia asta, dar în fine. Iar ăsta trebuie să-l încarc. Ups, 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 ups. Mamă, utilajele astea sunt calme, nu cred că n-am lucrat niciodată cu ele. Sincer, chiar cred că n-am lucrat niciodată cu ele. BMS. M-aș uita prin fermă. Uite, văd acolo unde sta de... care încarcă semințele. Nu mai știu cum să-i zic, silos de semințe. Habar, nu am. Aparent era erbicid. Ok, aici încă un silos. Serios, mă, bă, vezi că nu știu. Uite, mă, aici. Holy fuck, dude, holy fuck, ok. Și pe unde ar trebui să vin? Bă, ce mișto sunt astea, ești nebun? Ce tare. Interesant. Nu, ne-ar trebui, ia. Baguner pe aici, așa, random, cum aș spune. Ok, acolo în spate ce e? Nu, dă-i air. Dă-i air. Da, m-am uitat, trebuie să deschid astea. Air. Holy fuck, da, o să-mi trebuiască... What the fuck, dude? Ok, nu știu care-i faza, dar în fine, deci dacă apeși... De două ori se deschide ăsta și dacă mai apeși încă o dată se deschide ăla la altul. Oh, shit, man. Ok. Bă, n-are capacitate foarte mare, adică după cum vedeți are relativ mică, foarte mică, dacă stai să mă întreb pe mine. Dar, na, mergi, mergi. Lucrăm așa, la început cu el, după, normal că o să ne schimbăm, adică, na. Și arată și destul de dubios, părerea mea, nu știu, destul de dubios, ok. Chiar dacă este un utilaj mare și grandios, totuși. Hai să o luăm așa prin pădure. Oh, shit, acolo am avut niște lăguleanu. În general, văd că am niște lăguleanu, dar nu știu care e faza. Dar în rest merge destul de ok jocul. La început a fost super bine. Ok. Câmpul, văd că este drept în față. Urcăm aici pe deal, nicio problemă. Ești că suntem ca la noi acasă. Bă, sincer, chiar suntem ca la noi acasă, că e terenul nostru. Ok, să ne punem în partea asta. Ok. Dude, ok. Mamă, ce mic e, bă. Eu acum observ că e mic, rău. Stai, nu grâu, boss, nu grâu. Oat, canola, soia. Hai, mă, soia, mă. Să punem pe soia. Hai, pe soia. Pe soia cred că am început mereu, ești nebun? Stai așa. Mi s-a părut că nu mergea. Holy shit, m-am speriat ăla că ești nebun. Ok, vreau să văd și în... Între asta, în joculeanu.
Așa. Trebuia să dau cu lime. Chestia asta n-am prevăzut-o. Bă, dar unde e celălalt utilajul meu? Uite-l, mă, s-a dus el. Oh, de capul meu. Ce căuta pe aici? Ce pui mei, man? Da, nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic, băieți. Ok, văd că se închide. Ok, asta l-am închis eu, ca să înțelegeți. Da, nu mai înțeleg care nicio fază. Nimic nu mai înțeleg, mă, ești nebun. Ok, e interesant. E interesantă chestia asta. Bun. Bă, eu o să continui aici și o să ne revedem. Sper că v-a plăcut acest episod. Știu că este unul cam scurt. O să fac unele mai lungi, dar sper că v-a plăcut și noi ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!